Bună ziua și bine v-am găsit, dragi noștri cititori. Suntem pe strada Gheorghe Doja din Ploiești, chiar în dreptul Colegiului Național Ion Luca Caragial. După cum probabil ați aflat din informațiile publicate de noi în urmă cu puțin timp, chiar aici, peste cum aveți în imagine locuința, unde se află un suspect COVID. De ce se face atât acas pe această temă? Este vorba despre un angajat al Rosal care a avut foarte mulți contacti. El a fost testat și zona în acest moment este supravegheată de către militari și de polițiști. Este ținută permanent sub observație încă de aseară. Sunt sfătuiți trecătorii să evite acel trotuar. Unii dintre ei mai trec pe partea aceasta a drumului, însă sunt sfătuiți să evite zona. Vă spuneam, angajatul Rosal a avut foarte mulți contacti și îi se efectuează deja cel de-al doilea test pentru a se lua măsurile care se impun în astfel de situații. În funcție de rezultatul testului, am discutat ceva mai devreme cu directorul Direcției de Sănătate Publică Prahova, doctorul Bogdan Nica. Acesta ne-a asigurat că nu este niciun pericol, dar că va trebui evaluată situația cât se poate de bine, pentru că, repet, suspectul a avut foarte mulți contacti, a angajat un Rosal, pe lângă faptul că are o familie destul de numeroasă, a intrat în contact și cu alți colegi. Și atunci se vor lua măsurile care se impun, respectiv vor fi testați toți cei care intră în această anchetă epidemiologică. Așadar, sunt aici chiar lângă Colegiul Național Ion Luca Caragiale, reprezentanții armatei și ai poliției, și supraveghează zona. În principal pentru ca cei care se află în aceste case, în casele verzi, să nu părăsească zona. Chiar trecătorii care vin din ambele sensuri sunt sfătuiți să evite acel trotuar. Mă rog, asta este o măsură care nu are cine știe ce impact. Important este ca cei din locuință să nu plece. Imediat ce vom afla rezultatele testelor pentru suspect și apoi eventual în cazul în care se confirmă și pentru contactii acestea, vă vom anunța ce urmează să se întâmple cu ei, care vor fi măsurile luate de autorități. Din câte îmi spuneau militarii care păzesc zona, nu au avut probleme cu cei de aici și că au înțeles că trebuie să rămână în locuință și să nu o părăsească până se găsesc rezultatele și până când vor fi stabilite celelalte măsuri. Pentru cei care au intrat ceva mai târziu în direct alături de noi, am să vă reamintesc pe scurt care este situația. Un angajat al Rosal este suspect COVID. Imaginați-vă că nu se pot oferi mai multe detalii în acest moment, dar cu siguranță o vom face imediat ce vine rezultatul celui de-al doilea test, da, care va confirma sau noi sperăm încă să infirme. Angajatul Rosal a avut foarte mulți contacti, atât din rândul colegilor de serviciu, cât și din rândul familiei una, înțelegem destul de numeroasă. În funcție de cum va evolua situația, vom reveni cu noi detalii pe observatorul ph.ro.